Avem așadar trei evenimente, două din Counter-Strike pe biletul zilei Sporting Bet, meciul dintre Navi și Fnatic, unul cu handicap peste 1,5 hărți la o cotă de 1,18, Neman Grodno cu Belșina Bobruisk, meciul din Liga de Rezerve peste 2,5 goluri la o cotă de 1,50 și un alt meci din Counter-Strike, Furia cu Made in Brazil, MIB prescurtat. Meci de Counter-Strike 1 cu handicap peste 1,5 hărți, cotă 1,18. Împreună cele trei evenimente oferă o cotă totală de 2,09, cote oferite de Sporting Bet. Acesta este biletul zilei realizat de redacția Pariuri 1x2.ro și tot din Counter-Strike vine și supercota zilei.